Intrăm în poiana runcului. Runc înseamnă suprafață despădurită, deci iată că această poiană de aici, de pe creștetul culmii de acolo din față, s-a format prin runcuire, adică prin îndepărtarea pădurii. A fost tână pe aici pentru că se văd plante specifice stânilor. Este foarte multă ștevie pe aici. O plantă iubitoare de azot. Dar cred că de mult n-a mai fost o stână pe aici, pentru că nu văd nicio colibă recentă. Deci poiana este spre pârlogire. A fost cândva un graj de aici, dar este deșelat. Spre Valea Fiadului aici jos în fața noastră și apoi Opcina Fiadului se întinde spre dreapta. În fundal se vede înzăpezită Toroioaga, apoi Muncelul din Munții Rodne și culmea principală din Munții Rodnei, de la Pietrosu încoace până spre Bătrâna. Se vede și culmea secundară care coboară din Repedele spre Craia și spre Cormaia. Vedem departe și Bistriciorul cu zăpadă. De pe la 1400 de metri în sus încă nu este înverzită vegetația, așa că suntem contemporani cu acest fenomen tainic de primăvară. Eup! Privim spre Valea Sălăuței. Acolo, pe versanți, sub Opcina Telciului, scânteiază niște acoperișuri din tablă. Aici, în fața noastră, este Opcina Brebului, care și ea coboară de acolo de sus, de sub Măgura Neagră, care este în fața noastră, acolo departe, are niște petece de zăpadă prin pădure, na, este mai înalt acolo. Avem un pic și ajungem aici pe creștet, pe vârful runcului. De asemenea, ne uităm spre spațiul Munților Rodnei. Iată că ieșim și pe runc, la 1300 de metri altitudine. Se întețește vântul aici și ce vedem noi? Ce vedem? Ia uitați-vă ce vedem! Vedem Țibleșul înalt din partea centrală cu altitudini de 1800
40 de metri. Și bineînțeles, întâlnim și niște ateliști aici. Hai să vorbim cu ei. Ahoi! Băi, ați venit la afine? Uite, mă, că-s copte aftinile, mă, sunt făcute. Salutare! Bună! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? La un grătar, la o slăvie. Super treabă! Ați fost până sus pe Măgură? Da, nu știu. A fost din partea alta. De unde e din partea alta? Din partea alta, din pe Măgură Purcă. Nu, nu, aici, zic, dacă ați fost până sus. Am mers până acolo, că e zăpadă. N-ați mers? Da. Nu. Ua, bună ziua! Sănătate! Ne știm, nu? Ne știm, dar cum să nu știm? Dacă blăm pe dealuri, păi, e clar că ne știm. Vrem să mergem până în Măgura. Vrei să mergem în partea cealaltă? Neagră, până acolo sus, pe vârf. Mai... Și după aceea ne slobozăm pe vale, jos. Să mergem pe suplai, pe partea nu, alta? Nu, pe aici, pe partea asta altă. Mergi să coborâți în jos? Da, să coborăm pe Valea Scradiei, în jos, pe vale. Că văd că asta e drumul. Ne-am venit de la Romului. Așa. Ați venit pe Mesteacă, vei sorul Mesteacă? Pe asupra, pe Măgura Porcului, Măgura Scroafe, pe Clin, pe la Moroșani. La Moroșani a făcut frumos în stânga. A, da. Am venit între la fundul fiadului și de aici am urcat. Aici de jos am urcat în sus pe drumul ăsta. Aha, ei... Ne mai uităm un pic de aici din vârful Runcului înspre Valea Fiadului și pe Valea Sălăuță și spre Munții Rodnei. Așa. Da, s-a tăiat aici lemn de foc. Bun, și zic să mergem înspre Măgura Neagră, care este acolo în fața noastră. Avem drum care se vede până acolo sus pe creștetul muntelui. Din coace în dreapta este vârful Arsuri și mai în spate se vede creasta înaltă din Munții Rodnei. Din Munții Țibleșului. Bun, am plecat spre Măgura Neagră. Aici încă n-a ajuns înverzirea. Vedeți că sunt faci care acum înmugurez, deci de la 1300-1400 în sus nu mai sunt frunze. Urmează, iar sus pe Țibleș încă este zăpadă. Sunt anumite persoane care dețin ATV-uri și iau sub roți drumurile forestiere care există în zona montană a județului sau în zona de deal și se dau de mama focului. Se deschid zările spre Popivan încolo și spre Mihailec. Mai de sus de undeva o să privim într-acolo. Foarte multe drumuri forestiere se văd pe versanții vârfului Arsuri și pe Măgura Neagră. S-a tăiat foarte multă pădure de aici, din Munții Țibleșului, al oamenii de pe văile limitrofe au rămas tot fără curent electric, unii dintre ei, fără drumuri făcute, fără alte facilități, în loc să fi profitat de pe urma pădurii. Dacă tot o tăiem, să prospere comunitatea. Cam asta este ideea, nu un grup restrâns. Îmi răcesc gura de pomană pentru că tezele astea le-am mai
denunțat și cu alte ocazii. Pleacă prietenii noștri cu ATV-urile. Bă, dacă sunt drumuri forestiere... Ce zici? Da, și greoaie ele, ați văzut, dacă l-ai scăpat pe unul și a venit pe tine, dacă a venit pe tine... 100 de cai, unul. Dai de capul meu, puternice, în orice caz, trebuie să le strunești, trebuie să știi să alegi cele mai bune suprafețe. Dai de capul meu. Mai bine pe jos, e mai safe. Pe jos. E mai obositor, dar ești și mai liber, că poți să o iei în dreapta, în stânga, aici depinzi numai de drum, drum. Suntem la obârșile izvorului negru, afluent al Fiadului, și privim în depărtare spre trei vârfuri înzăpezite. În stânga este Bob Ivan, în mijloc este Farcău Mihailec, iar în dreapta este pietrosul Bardăului din munții Maramureșului. Se văd și niște munți din Ucraina, departe, în ultimul plan. Aici, pe izvorul negru, putem cobor în Valea Fiadului. Bun, îi dăm bice încolo, pe jos, spre Măgura Neagră. Am trecut pe un sector săpat în rocă. Apar aici andezitele de țibreș. Care se regăsesc aici, în Măgura Neagră, în Arsuri. Și mai departe, partea centrală munților Țibleș. Aici sunt izvoarele Scradiei. O să încercăm să coborâm pe vale la întoarcere. Pentru că avem, iată, un drum care se desprinde din drumul acesta și coboară pe vale. Ia auzim și pe cei cu ATV-urile. Au fost, cred că, până spre Măgura Neagră încolo. Nu știu dacă au ajuns până pe vârf. S-or fi speriat de zăpadă. Da, nimerim chiar aici, la o juncțiune între Măgura Neagră și Arsuri. Și aici este valea. Da, deci se va coborâ în vale și după aceea pe vale o să avem probleme. Să mergem pe vale. Ia să vedem ce declară ateviștii. În dreapta se coboară pe izvorul negru, în Valea Fiadului, sau se merge încolo spre șaua dintre Arsuri și Măgura Neagră.
A, urcă. Ne ducem, că urmează porțiunea de cățărare până pe Măgura Neagră. Ați fost până pe vârf? Da! Super! Super! Super, super! Nu? A doua comă, se vede într-adevăr pe partea dreaptă vârful la Țegleș, dar e zăpadă. Zăpadă? Da! Te poți duce, dar foarte ce! E da. Super! Zona e extraordinară! Da, 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 da! Chiar? Deci nu coborâți pe vale pe aici? Nu, ne vom duce până la Chiad, pe capătul facem în stânga și vom merge la granița cu Săliștea Maramureșului. Aha! Facem în dreapta pe Clin și ajunge la țeatea, la limita de județ de Bistrița și Maramureș. Numai peste deal. Numai peste deal. O să fie super. Vă cred. Privim spre obârșiile Scradiei, aici sunt drumuri, forestiere, o grămadă care coboară pe vale. Aici este valea care merge încolo spre Valea Fiadului, în fundal este culmea Craia, Repedele, Cormaia, Buhăiescu, Pietrosu. Se vede și masivul Căldărușa de la Parva. Bistriciorul, Heniu se vede, da. Pietrosul Călimanilor. Suntem într-un punct de belvedere. Ușor, ușor, așa, hai că... Bun, începem ascensiunea spre Măgura Neagră. Apar aici roci cornificate datorită temperaturilor mari care au fost atunci când a fost injectat acest corp magmatic al Măgurii Negre. Deja molizii ne anunță că trecem într-un alt etaj bioclimatic mai rece. Contrast cromatic extraordinar. În anumite locuri mai jos verdele este mai închis, aici sus este mai crud, mai deschis, iar aici în preajma noastră încă n-au ieșit frunzele, încă mai sunt frunze uscate, încă n-au ieșit, n-au înmugurit. Rachita, zmeura, au înflorit, au înverzit. Farsur este în partea dreaptă, cum îi spune numele acolo, cândva a fost un cer care a ars pădurea. Încoace în fața noastră este Măgura Neagră, 1580 de metri, între ele se află un șeoare. Dincolo de aceste două vârfuri este Șaua Branului și izvorul Neted care duce la supra
Suntem pe urcare înspre vârf. Aici este pădure de molid. Este mai răcoare un pic. Arsuri. 1580 de metri. Se topește un petec de zăpadă aici pe drumul acesta și generează un pârâiaș. Uitați. Generează un pârâiaș. Privim spre munții Maramureșului, de la Popivan până la Toroioaga, după aia trecem spre munții Rodne. Avem posibilitatea să panoramăm 360 de grade imediat. Ne uităm iarăși în urma noastră să ne minunăm de designul reliefului. Fiecare formă ne spune o poveste. De aici putem vedea partea de nord a munților Țibleș, reprezentată de arealul măgurilor, adică niște vârfuri așa conice, piramidale conice, care sunt cuprinse între 1000-1200 de metri altitudine. După care partea de est înspre Valea Sălăuței și cea de sud înspre Valea Someșului este reprezentat de arealul opcinelor. Adică aceste culmi prelungi care pleacă din partea centrală a munților Țibleș, din zona magmatică, și coboară ca niște picioare spre Valea Sălăuței, spre Valea Fiadului și spre Valea Someșului. E fain și arealul măgurilor, de acolo ai perspective spre partea centrală a munților Țibleș, spre Valea Izei, spre munții Maramureșului. Da. De aici, de pe opcine, te uiți spre munții Rodne, spre Valea Sălăuței, spre dealurile Transilvane. Privim spre Arsuri, se vede și branul cu zăpadă. Acolo este cota 1840 de metri, deci iată ce diferență de aici, de la 1400 de metri până acolo. Cum se schimbă condițiile bioclimatice. Privim spre opcinele care pleacă din Țibleșul Înalt spre Valea Sălăuței. Se vede apoi opcina Telcișorului, care vine dinspre Romulii până la Telciu. Se văd munții Rodnei și trecem după aceea în munții Maramureșului. Aici sunt arsurile și izvoarele izvorului Negru.
dintre arsuri și măgura neagră spre care ne uităm. Acum s-a înghețit vântul, sunt petece de zăpadă pe aici. Iarna încearcă să ne sperie. Încercăm să ocolim zăpada. Mergem pe partea dreaptă. Aici solul s-a înmuiat. Mă, intrăm și pe zăpadă. Dar facem trete, da? Cu vârful bocancilor. Privim spre opcina Scradiei, privim spre Poiana Runcului și spre traseul pe care am venit noi, din coace este Izvorul Negru, în fundal este sectorul Măgurilor din Țibleș și Munții Maramureșului. Aici este vârful Arsuri și vârful Bran, cu zăpadă încă. Noi mai avem de urcat până pe vârf. Iată-ne, oameni buni, sub Măgura Neagră. De aici vedem arsurile, branul, așa, și opcinele care pleacă înspre Valea Sălăuței. Cea din față este opcina Fiezelului, de exemplu, care ajunge aproape de satul Telciu. Noi mergem acolo sus pe creștetul Măgurii, să atingem cota 1580 de metri. Clopoțelul meu răsună, talanga mea de iac din Nepal, Himalaya, răsună și aici, în Carpații Românești. Brândușe, le salutăm! Da, e vremea brândușelor de primăvară. Și a multor flori care apar acum în luna mai, iunie. Am trecut iarăși pe un petec de zăpadă, să mai simțim zăpada, pentru că asta iarna n-a fost suficient de lungă. Perioada cu zăpadă. Și în momentul ăsta ne urcăm pe creștetul deșit al Măgurii Negre. Bănuiesc că acolo prin pădure va fi zăpadă. Va fi mai greu de mers. Aici, în dreapta, sunt arsurile. În față se ridică piramida al Branul.
s-a tăiat pădurea aici pe Măgura Neagră pentru că a și doborât-o vântul. Este cam expusă Măgura vânturilor și atunci a doborât pădurea și a trebuit curățată. Vedem foarte bine culmea Craia, Paltinu, Repedele, Cormaia, Rebra, Buhescu, Pietrosu, gropile încoace, Bătrâna. Privim spre Arsuri și acolo era răpădurea și sunt ceva petece de zăpadă. Noi suntem aici pe creștetul Măgurii. Încă este zăpadă groasă aici, peste 50 de centimetri grosime. Deci pur și simplu aici pe creștetul Măgurii Negre e iarnă, zăpada este tasată și ne ține. A rămas aici zăpada pentru că e și mai sus, dar este și înconjurată de pădure și vedeți că umbra nu a lăsat să se topească zăpada și aici încă va mai ține. Ieșim pe un platou aici, conjurat de pădure. Hei, super iarnă, zăpadă, păsărelele cântă, super treabă. Avem o deschidere spre culmea înaltă a Țibleșului, se vede branul, se vede vârful Țibleș. Monumentală imagine de aici, de pe Măgura Neagră. Bun, am străbătut creștetul Măgurii Negre, privim în acest moment spre Pietrosu din munții Rodnei. De aici vom face cale întoarsă pe Valea Scradiei. Mai privim acolo pe furiș spre Bran și spre Țibleș.
Și apoi ne vom retrage. Spre Valea Scradiei. Am ieșit din pădure în Poiana, de pe flancul estic al Măgurii, și avem perspective spre Munții Maramureșului, spre Munții Rodnei, spre Valea Sălăuței, spre Opcinele Țibleșului, care coboară spre Valea Fiadului și spre Valea Sălăuței, până departe spre Transilvania, spre culmea dealul Negru, spre Călimani. Am început retragerea de pe Măgura Neagră, care este neagră de pădure. Că spre sud-vest vin nori peste Măgura Neagră, se strică vremea, mâine va ploua, după cum arată cerul. Îi dăm înainte pe drum să găsim traseul de coborâre pe vale, știi? Da. Zona aia. Avem Munții Rodnei în partea dreaptă și Valea Sălăuței. De aici pleacă opcina Fiezelului, opcina Scradie, opcina Prebului și așa mai departe. Am ajuns la Răscruce, de unde optăm pentru un drum care intersectează obârșiile Scradiei și apoi coboară pe pârâu. Să ne încercăm norocul. Răchita e mai harnică și înfrunzește. Bun, intersectăm râul Scradiei, care vine de sub Măgura Neagră, și facem o buclă în urcare, apoi în coborâre pe flancul drept al văii. Hei, op! Aici ne slobozim în stânga? Da. Bun, lăsăm drumul ăsta să meargă sus în culme. Așa, și noi vom merge pe ăsta. Bun. Am deviat un pic de la traseu spre dreapta
Și iată, am descoperit aici niște câmpuri de brândușe. Foarte frumoase. Un mov pronunțat. Specific brândușelor de munte. Frumoaselor, v-am găsit. Surpriză! Ia uitați-vă cine urcă pe aici. Omul, te-am salutat. După cum ați văzut, astăzi muntele este circulat cu mijloace auto. Da, bun. Hai să începem coborârea, mă, pe aici, pe drumul ăsta, să vedem. Ne întâlnim cu celălalt. European, făcut. Pe care am urcat azi dimineața. Așa ar trebui. Da, care a zis că e și vânător. A, nu, ăla de jos, a zis. De jos, de jos. Da, primul. Da, da, da. Al doilea, care era vânător, era oarecum așa, circumspect, dacă există sau nu. Nu era sigur. Nu era sigur. Bă, nu e rău drumul ăsta. Ar putea să ne mai coboare un pic așa. Am ajuns iarăși în zona înfrunzită. Iar păsările dau niște concerte în jurul nostru extraordinare. Bun, haideți să mergem pe lângă pârâu, așa prin pădure, pentru că drumul e în față. Uite, aici e drumul. Da. Foarte adânc. Foarte adânc această vale. Afluenta Scadiei. Și iată-ne până la urmă la gura acestui pârâu. Și ajungem în drumul principal, care este acolo în fața noastră. Dragilor, am ajuns la drumul principal de pe Valea Scradiei. De aici încolo numai ne jucăm. Numai ne jucăm de aici încolo. Și ne ducem spre gura Scradiei încolo.
Haideți! Am ajuns și la gura Scradiei! Așa! Bun! Mergem mai departe, da? Se înserează, pe cer s-au adunat nori, picură. Mergem. Urmează să ne întâlnim cu câinii mai jos, cu cei patru dulăi. Trecem pe lângă gospodăria unde erau câinii, dar văd că în momentul ăsta e liniște și pace, așa că ne vedem de treaba noastră. Între timp a început să plouă. Până la urmă n-am scăpat de ploaie. Ne ducem mai departe și încheiem aici. Aici este granița, aici este vama.